Planta minune pe care trebuie să o ai în casă. Folosită din cele mai vechi timpuri, aceasta are multe proprietăți benefice și tot atâtea indicații terapeutice. Conform DCNews.ro, aloe vera este o plantă cu frunze verzi, lungi și mari, cu pete galbene. Acum este cultivată pe toate continentele, dar originile pot fi urmărite până în Africa tropicală. Grecii și romanii foloseau planta ca un remediu pentru răni și arsuri. Aloe vera este considerată astăzi regina plantelor de uz medical. Gama sa de acțiune variază de la detoxifiere la proprietăți antiinflamatorii, de la purificare la stimularea celulară, până la capacitatea antiseptică și antistres. Aloe vera este o plantă magică care conține 17 aminoacizi, dar nu doar atât. Planta conține săruri minerale și vitamine, diverse enzime protectoare, proprietăți imunostimulante, antivirale, antineoplastice și gastrointestinale. Această plantă poate fi cultivată cu ușurință în interior, pe terase sau balcoane. De fapt, are nevoi minime de supraviețuire și prosperă pe tot parcursul anului. Este important să o expui la temperaturi cuprinse între 20 și 30 de grade. Iarna ar trebui adusă în interior sau adăpostită într-o seră. Are nevoie de apă o dată pe săptămână, în timp ce în celelalte anotimpuri chiar și o dată pe lună. Există de asemenea contraindicații pentru utilizarea plantei. Aceasta are efecte laxative. Aveți grijă să nu utilizați aloe chiar și în timpul sarcinii și alăptării. Este esențial să rețineți să consultați medicul de familie dacă vreți să folosiți gel de aloe vera, relatează DCNews.ro.